Este... Wow! Încă așa măsuță în piscină? Nu am văzut niciodată! Melissa, nu prea am încredere eu! Frumoasă! Ce închidem aceasta? Am pus-o invers! Stai, ai pus-o invers! M-a apucat un cârșil! A doua încercare! Cred că mie nu m-a apucat de scaun! Mi-a intrat tunul în os! Și trezim! Trezirea! Trezirea! Șezlong nu este, nici în hamac nu este. Hai să strigăm! Tati! Tati, unde ești? Vino la noi! Tati! Tati, avem nevoie de tine! Hai să strigăm la balcon, poate e sus! Tati! Tati! Ne auzi? Cum să-l chemăm? Nu avem niciun telefon aici măcar! El e în casă și nu ne aude! Sau poate a plecat în oraș? Melissa, Mircea, poate mai răscolim pe aici! Cina nu am luat-o și mi-este foarte foame! Stai puțin! Ce-ai găsit? O stație? Dar este descărcată! Uite, mami, porniște de aici! Este! Da! Să încercăm, poate ne vă răspunde. Alo, tati, ne auzi? Recepție? Tati! Hai, răspunde odată! Tati este în legătură. Este! A răspuns! Da? Da! Hai, cheamă la noi! Adă-ne ceva mâncare! Suntem rupți de foame, pentru că am stat toată ziua în piscină! Spune ce doriți! A, ok! Ce vrem noi? Ce vreți? Eu vreau, de exemplu, ou! Da, și eu vreau ouăci! Dar eu vreau ceva și legume! Ok, acum și-i spunem! Tati, ascultă! Vrem ouăci și legume! În 5 minute! Este! Acum și ce bine! Și apa e caldă! Da! Și afară e cald! Super! Cina este gata! Cine vrea ouă? Cine vrea legume? Noi! Mulțumim! Dar cum mâncăm? La masă nu vom ajunge toți! Au! Stai că am o idee! Uite, avem aici o farfurie din plastic și vom încerca să o folosim pe post de măsuță, doar că aici pe apă! Va plăti! Ia să încercăm! Este! Wow! Încă așa măsuță în piscină? Nu am văzut niciodată! Eu aduc furculițe și cuțit! Dar stați puțin! Nu am scos pâinea! Mă duc să iau pâine, aveți grijă de masa noastră și de ouă! Bine! Să nu se ducă la fundul piscinei! Ha, aici erai! Vino încoace! Este! Voi mâncați mâncarea cu pâine sau fără pâine? Wow, un adevărat restaurant pe apă! Super! Cine mănâncă primul? Eu! Hai! Și Mircea, să tăiem pentru Mircea. Mircelică! Wow! Ce bine și ce gustos! Și mami! Ai dat ouă în apă în piscină?
ce gustos este! Dar eu am o altă idee! Ce ziceți să punem ouăle pe pâine? Și mâncăm așa direct! Super! Și mirciulică? E mai simplu, nu? Da! Și una mie! Cine vrea legume? Eu! Seara afară deja se răcurește, dar în apă este cald și bine! Da! Va trebui să ne îmbrăcăm cu ceva! Așa e, așa e! Când înoți mult, îți este foame! Da! Melissa! Da? Ce zici să ne facem câte o mască? Oh, e super! Tu încăci cumva la un bal mascat? Nu, Mircea! Noi vrem să ne facem o mască revigorantă! Vezi că e soare, o arșiță! Pielea noastră are de suferit! Am auzit că vreți câte o mască, da? Da! Eu m-am pregătit pentru aceasta și am o propunere. Ce fel de propunere? Desigur că una foarte amuzantă. Mircea îi va face o mască lui Melissa, iar Matei lui mami. Mircea ține această mască ție și aceasta o va pune Matei. O, tati, de ce ai făcut asta? Dar ce, mami? Îți faci griji? Da, desigur! Cum să nu ne facem griji? O, Melissa nu a făcut niciodată așa ceva. O. Și începe tragicomedia. Băieții niciodată n-au făcut așa ceva! Ce e asta? O desfaci, Mircea? Cum se desfaci? O desfaci! Așa! Vine mai departe cu... Și un pic de față, așa cum este, dacă nu poți. Nu. Stai că a nimerit. A dat de capăt, Mircea. Ai văzut ochii? E important să nu scape în bazin, în piscină. Matei, fii atent acolo, că o să trebuie să-mi faci mie. Bună ziua, Fanto! Așa, și... Melissa, nu prea am încredere eu. Așa! Frumoasă! Și închidem aceasta! Am pus o invers! Stai, ai pus o invers! Oricum, stai așa gata! Super! Like! Melissa cu mască în piscină! Iar acum, Matei! Ce? Așa, lui mami! Matei, ce vei face mie pe față? Fantomă! Fantomă? Da! Așa, eu transferă lui Matei și Matei o pune. Aia-o! Și punem pe față la mani. Ajută-l așa. Puțin pe Matei. Mă, nu pune apă, da? Dacă o desfaci... Lasă-ți facă Matei cum poate. Nici eu nu știu Mircea, cum. Mircea, nu-i Matei să-ți facă. Hai, Matei, desfac. Hai, desfac. Matei, pune-o cum poți tu. Dar numărăm până la cât? Numărăm până la 1. Hai, Matei, eu zic, mami, să numărăm până la 20. Și el să o pune pe față, așa cum Matei. 1, 2, 3, Matei, pune-o pe față. Matei, unde sunt ochii? 5. Nu! Hai, bine, super! Hai, super! E perfect, mami, e perfect! Matei, gura! Așa, și gura! Omul invizibil! E sărată, e aloie! Și parfumare! Și crem! Și ulei! Lasă-mi aici! Matei singur! Te îndreaptă bine că se duce în gură iarăși! Așa! Îndreaptă pe față! Cade! Ce ochii! Bă? Unde sunt ochii, Matei? Matei, să dau scoci! Dar tu ai pus-o corect, Matei? E perfect! Ce-i, Matei? Fantoma ta nu prea... Matei, m-a apucat un cârșil. Cred că o să vin scăpare. O? A doua încercare. Ce crezi de mine?
voi vopcă toată cârcielul în apă. Așa, cum le-a reușit băieților? Perfect. Să decide abonații la ce este mai bine masca pe față. Priviți atent la mine și la Felisa. Felisa cu barbă. Matei, vino și scoate masca, deja au trecut minutele. Bine. Wow, în sfârșit! Am căpătat înfățișarea mea! Deja nu mai sunt fantomă! Și acum eu... Ui! Melisa! Wow, s-a lipit? Oh, dar știi că e moale deja pielea! Da! Hai că vreau să-mi apuc și eu. Ce bine! Cine folosește mască? Și Mircea? Wow, Mircea cu mască? Prima dată își face și Mircea mască. Până voi vă scăldați, eu am pregătit aici ceva. Să testăm. Să facem baloane. Și... cum? Așa? Baloane face? Wow! Iar eu le-am pregătit o surpriză înghețată să se răcorească. Copiii, ne-am distrat, dar deja se lasă seara și trebuie să mergem la culcare. Dar unde dormim? Aici! Da! Pregătiți-vă paturile! Mircea, cheamă-l pe tati să aducă paturile. Trebuie să dormim. Bine! Vrem să dormim. Unde? Ia veniți aici să vedeți ceva. Ce? Wow! E țată? Să deschidem să vedem. Wow! Mate! Mircea! Mulțumesc! Melisa! Mulțumesc! Vai, ce sunt astea? Așa de mici înghețate! Le desfac! N-am răbdare să mănânc! Ține, Matei! Ține! Wow! Și eu vinde cu înghețată rece! Ține, Melisa! Oh, mulțumesc! Dar stai că ele sunt diferite! Eu vreau de aceasta neagră, vreau de aceasta neagră! Ți-ai ales ciocolata neagră? Uh-huh. Care îți place ție? Matei are neagră, dar eu albă. Albă? Un desert perfect înainte de culcare. Toți dorm. Acuși îi trezesc într-un mod mai inedit. Toți dorm și acuși
Deja este ora 8 dimineața. Acesta a fost challenge-ul nostru, 24 de ore în piscină. Iar tu nu uita de cele 20.000 de like-uri. Dacă vrei să fii câștigătorul unuia din flamingo sau delfin gonflabil. Dar avem o constatare stranie. Ultimul câștigător nu și-a recuperat cadoul. Așa că, Marina, așteptăm să ne contactezi pe poșta noastră electronică melimichannel@gmail.com. Și nu uitați că câștigătorii anunțăm mereu pe canalul nostru de YouTube Melimi Vlog. În vlogurile noastre. Deci te îndemnăm să fii abonat și la canalul Melimi Vlog, ca să reușești să-ți recuperezi cadourile. Și nu uita să apeși pe clopoțel ca nu cumva să fii printre câștigători fără ca să știi. Hei, te așteptăm într-un nou proiect